sound. Nu v-am auzit, ați auzit de Tom și Jerry? Așa, e bine. Tom și Jerry vor fi aici. O să vedeți pe Tom și Jerry un pic mai târziu și o să vă încânte cu spectacolul lor educativ. Bun. Până atunci eu zic să începem. Copii, vă place magia? Da! N-am auzit nimic. Copii, vă place magia? Da! Aplauze pentru magicianul Ionuț! Gata, copii? Da! Ceva ești din comun. Voi știți pe cine am eu aici? Vreți să vă spun? Chimi șoșonul! Știți de ce îi spun eu șoșonul? Merge un pic și un tâc. Ce înseamnă că trebuie să facem cu șoșonul? Să-l transformăm? Ascultăm pe Nicolas. Poate este un animal, un pisoi sau un curcan? Nu. Fericirea este, de fapt, un sentiment greu de explicat. Dar pentru voi, voi încerca să vă explic ce-i fericirea. Ea este un juvaier sau un diamant pudrat, ușor și catifelat, care e greu de câștigat. În concluzie ați aflat că e un lucru minunat să fiți mereu fericiți. V-am pupat să fiți iubiți! Măi, bărbate, felicitări, ce să zic, mie îmi place foarte mult ce ai scris tu acolo. Și să aplaudăm acest moment minunat. Mulțumim! Voi cânta Smiley și Coldplay. Haideți să-l aplaudăm pe Sasha, care și el, bineînțeles, vine în îndrumarea profesorului Mia Enescu de la Școala Bucuria Muzicii din Pitești. Haideți să-l ascultăm și să-l aplaudăm, să-l încurajăm. Mulțumim! Dar știi ce n-ai făcut? Știi ce trebuia să faci tu? Te trebuia să ieși o fată la dans. La vals. Nu trebuia să faci vals? Păi spune la micro, nu trebuia? Zi data viitoare, nu? Da. Sasha, felicitări, Sasha! Bravo, Sasha! A avut câteva o emoție, asta s-a văzut, dar s-a descurcat minunat. Mulțumim, Sasha, pentru momentul ăsta. Aplauze pentru Sasha. Am văzut că a avut ceva susținătoare pe aici, măi, da, golanule, măi. Susținătoarele lui acolo. Mulțumim! Aplauze pentru Iris! Felicitări, Iris! Aplauze încă o dată! Mulțumesc! Mulțumesc!
pădure-și mulțumit. Spune-mi că de la ea vreodată ai auzit că tu și fără flori ești ușor de iubit. Foarte bine, Iris! Asta e aplauze pentru Iris. Mulțumim frumos, Iris, ai cântat foarte, foarte frumos. Mulțumim, mulțumim foarte mult, fetelor. Mulțumim, copii, pentru participare. Ziceți voi, copii, cum spuneți proverbul? Ai carte? Ai? Parte, da! Bravo, copii! Carte? Eu am carte, Jerry. Uită-te acolo în bibliotecă. Fiți atenți, copii. Vreau să-i arătăm noi lui Tom ce minte deschisă avem noi cei care mergem la școală. Vreau să vă spun că tot ce a spus Jerry este adevărat. Am avut un program foarte frumos și ne bucurăm că vremea a fost... A fost destul de bună. Data viitoare, eu zic că va fi și mai bună. La mulți ani, dragi copii! Mulțumim! 36 de ore nedormite. La serviciu smântână ardei, vrești ceva? Eu nu. La două Daniele, da. Și smântână și ardei, și smântână și ardei. Mulțumim! În ce stadiu ești? Am terminat. Sunt destul de bine. Adică evenimentul a ieșit bine. Asta este important. Ați văzut deja imaginile cum a ieșit evenimentul. Organizatori am fost noi, adică eu și cu Bogdan. Adică mai exact Green Sound Music și Event Team. Nu? Am pronunțat bine? Ok. Așa. Și spectacolul ăsta eu zic că o să-l ducem prin multe locații, mai exact prin multe orașe. Nu așa, Bogdan? Da, asta este filmul și podcast. Să te vezi. Să te vezi tu după cât? După 36 de ore de nesom. După 36 de ore de nesom? Hai că încă ești bine, ești bine, nu ești. Nu ești rău, ești bine. Ar fi fost ceva să mai băgăm acum încă un eveniment, dar nu mai băgăm. Dorința aia. Am oprit să mâncăm ceva. Să avem poftă. Da? Ia nici mâine nu încep. Să ai poftă. Mămălică cu ouă, cu smântână. Așa, o alună de țăpii. Țin post. Când da. Țin post. Aici, nu îngrașă, e bine.